Dorința de a fi alături de copiii cu boli rare și autism a adunat oameni de afaceri, medici și artiști la o cină de caritate, organizată de Asociația Copiilor cu Boli Rare din Republica Moldova și Centrul de Dezvoltare Școala de Valori. Evenimentul a fost la prima ediție și a avut drept scop colectarea de fonduri pentru deschiderea unui centru de dezvoltare gratuit pentru copiii cu boli rare și autism din țara noastră. Corina este diagnosticată cu o formă severă de autism, însă a învățat să cânte la pian și are succese notabile în lumea muzicii. Fiecare copil este foarte diferit, da? Și Corina a fost cam copil destul de greu la început. Când era mic, a fost foarte greu. Dacă cineva îmi spunea că eu o să crească și o să cânte la pian și o să, să avem așa rezultate, nu știu dacă... Na. Oaspeții au avut posibilitatea să participe la o licitație cu strigare, la care s-a vândut și un tablou pictat de un copil diagnosticat cu o boală rară. 6.000 de lei, 1. 6.000 de lei, 2. 6.000 de lei, 3. La eveniment a fost prezent și naistul și compozitorul Constantin Moscovici. Întotdeauna sunt alături de copii, mai ales copii speciali cu dizabilități. Întotdeauna sunt alături de oameni care încearcă să doneze, să facă ceva bun, să aducă căldură, să aducă un suport chiar și financiar. Deschiderea unui centru de dezvoltare cu acces gratuit este extrem de necesară, susțin atât părinții, cât și reprezentanții organizațiilor din domeniu. Un centru multifuncțional presupune terapii multe, complementare, pentru o categorie sau altă de copii. Deci ele sunt adaptate exact copilului, se face un program și exact acești bani sunt pentru a crea centrul ăsta, pentru a oferi copiilor servicii sociale de calitate. În copii străini nu există, toți sunt ai noștri și ne contând de faptul că este cu dizabilitate sau este tipic, oricum este copil. Și cum un copil tipic are nevoie de dragoste și susținere, atât și un copil cu dizabilitate. Doar că necesitățile unui copil cu dizabilitate este mult, mult mai mare. Nu există o statistică a copiilor cu boli rare în țara noastră, dar numărul nu este unul mic. În cadrul evenimentului au fost colectați 2150 de euro, 11.500 de lei și mai multe gadgeturi.